Cerule și voi grăi, pământule primește în urechi glasul celui ce se pocăiește față de Dumnezeu și laudă pe dânsul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ia minte, Dumnezeule, Mântuitorul meu, ochiul tău cel blând și-mi primește mărturisirea mea cea plină de căldură. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Greșit-o mai mult decât toți oamenii, însă mi-am greșit ție, ci te milostivește, Mântuitorule, ca un Dumnezeu spre făptura ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Chip făcând urățeniei patimilor mele, cu pofte iubitoare de plăcere, mi-am stricat frumusețea minții. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Viporul răutăților m-a cuprins, milostive Doamne, ci ca lui Petru întindem și mie mâna ta. Miluiește-mă, Dumnezeule. Pătatu mi-am haina trupului meu și mi-am întinat podoaba cea după chipul și asemănarea ta. Întunecatu mi-am frumusețea sufletului cu plăcerile patimilor și cu totul toată mintea țărână mi-am făcut-o. Rupt-o mi-am acum veșmântul cel dintâi pe care mi l-a țesut mie ziditorul din început. De aceea zac gol, îmbrăcat m-am haină ruptă pe care mi-a țesut-o mie șarpele cu sfatul și mă rușinez, lacrimile cele desfrânate și eu le vărs îndurate înaintea ta. Milostivește spre mine, Mântuitorule, cu îndurarea ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Privit am la frumusețea pomului și mi s-a admăgit mintea și zac acum gol și mă rușinez că uneltit au în spatele meu toți începătorii răutăților, lungind asupra mea fără de legea lor. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Pe tine, Dumnezeul tuturor, unul în trei fețe te laud, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh. Și acum și vorura și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Fecioară născătoare de Dumnezeu, ceea ce una ești prea lăudată, rogu-te îndelung
să ne mântuim. Ia-mi-te, Cerule, și voi grăi și voi lăuda pe Hristos, care a venit din fecioară cu trup, pe piatra cea neclădită a poruncilor tale, Hristoase, de la Domnul plouând oarecând a ars Domnul de demult pământul Sodomei. În munte scapă suflete ca Lot acela și izbăvește-te dinainte în sigur. Miluiește-mă, Dumnezeu! Fugi de aprindere, o suflete, fugi de arderea Sodomei, fugi de stricăciunea, Dumnezeiește-vă, păi! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Greșit am ție singur, eu greșit am mai mult decât toți, Hristoase Mântuitorile, nu mă trece cu vederea că Tu ești păstorul cel bun. Caută-mă pe mine mielul și rătăcit fiind, nu mă trece cu vederea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Tu ești dulcele, Iisus, Tu ești ziditorul meu, întru Tine, Mântuitorule, mă voi îndrepta. Mărturisesc cu măție, Mântuitorule, greșit am ție fără măsură, ce lasă-mi, iartă-mi ca un îndurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O treime, unime, Dumnezeule, mântuiește-ne pe noi din înșelăciune și din ispite și din primejdii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, pântece primitor de Dumnezeu, bucură-te, scaunul Domnului, bucură-te, Maica vieții noastre! Pe piatra cea neclădită a poruncilor tale, Hristoase, Oh,
lucrurile tale nu le trece cu vederea, zidirea ta nu o părăsi drepte judecătorului. Cădeam și greșit eu însumi ca un om și mai mult decât tot omul iubitorul de oameni, dar ai putere ca un domn al tuturor a ierta păcatele. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Se apropie suflete sfârșitul, se apropie și nu te îngrijești, nu te gătești. Vremea se scurtează, scoală-te, aproape lângă uși este judecătorul. Ca un vis, ca o floare trece vremea vieții. Pentru ce în deșert ne tulburăm? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Deșteaptă-te, o, sufletul meu, ia seamna faptelor tale pe care le-ai făcut și le dă pe ele înaintea ochilor tăi. Varsă picături din lacrimile tale, spune cu îndrăzneală faptele tale și cugetele tale lui Hristos și te îndreptează. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! N-a fost în viață păcat, nici faptă, nici răutate pe care să nu fi săvârșit eu, Mântuitorule, cu mintea și cu cuvântul, cu voința și cu gândul și cu știința și cu fapta păcătuind, ca nimeni altul nici odinioară. Miluiește-mă, Dumnezeu! Dintr-o aceasta m-am judecat, dintr-o aceasta m-am osândit eu, ticălosul, adică din cugetul meu, decât care nimic nu este în lume mai apăsător. Judecătorule, Mântuitorul și cunoscătorul meu, milostivește-te și mă scapă și mă mântuiește pe mine, robul tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Scara pe care a văzut-o de demult marele între patriarhi, suflete al meu, este arătarea suirii celei cu lucrarea și a înălțării gândului. Dacă voiești să vețuiești cu lucrarea și cu cunoștința și cu înălțarea gândului, înnoiește-te! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Arșița zilei a răbdat patriarhul pentru lipsă și frigul nopții a suferit în toate zilele făcând câștig, păstorind, trudindu-se și slujind ca să-și amândouă femeile. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Două femei înțelege lucrarea și cunoștința într-o gândire, prin Lia lucrarea ca pe ceea ce a fost cu mulți copii, iar prin Achila gândirea ca pe cea cu multă osteneală, că fără de osteneli nici lucrarea, nici gândirea nu se vor săvârși, suflete. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nedespărțită în ființă, neamestecată în fețe, te cunosc pe tine, Dumnezeire, una în trăime, ca de o împărăție și un scaun, și strig ție cântarea cea mare, ce se cântă întreit
întru cele de sus. Și acum și vorba și în vecii vecilor. Amin. Ai născut și ești Fecioară și ai rămas într-o amândouă cu firea Fecioară. Cel ce s-a născut înnoiește legile firii și pântecele a născut nesimțind dureri, că Dumnezeu îndevoiește, se biruiește rânduiala firii, că face câte voiește. Auzi-a profetul de menirea ta, Doamne, și s-a viața mea mi-am trecut pururea, că întuneric s-a făcut mie și negura adâncă noaptea păcatului, ci cau pe un fiu al zilei, arată-mă, Mântuitorule! Miluiește-mă, Dumnezeu! Ruben, asemănându-mă eu ticălosul, făcut am sfat necuvios și călcător de lege asupra lui Dumnezeu celui înalt, spurcându-mi patul meu precum acela pe al tatălui său. Miluiește-mă, Dumnezeu! Mărturisesc cu măție, Hristoase împărate, greșit am ca mai înainte frații lui Iosif, vânzând rodul curăției și al înțelepciunii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Deci ei de un sânge a fost dat, a fost vândut în robie dulcele suflet cel drept, spre închipuirea Domnului, iar tu, suflete, te-ai vândut întreg răutăților tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Lui Iosif, celui drept, și minții lui celei curate urmează ticăloase și neiscusite suflete, și nu te desfrâna cu pornirile cele fără de minte, pururea plăcând fără de lege. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!
de s-a și sălășluit în groapă oarecând Iosif, stăpâne Doamne, dar spre închipuirea îngropării și asculării tale a fost aceasta. Eu ce-ți voi aduce ție în acest chip vreodată? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe tine, Sfântă Treime, te slăvim, pe unul Dumnezeu, Sfânt, 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 ești Părinte și Fiule și Duhule, ființă singură prin sine, unime căreia pururea ne închinăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tine s-a îmbrăcat într-o a mea frământătură Dumnezeu, Cel ce a zidit veacurile Maică Fecioară, ceea ce ești nestricată și nu știi de bărbat, și am preunat lui-și firea omenească. De noapte mânecând, iubitorule de oameni, mă rog, luminează-mă și mă îndreptează pe mine la poruncile tale și mă învață, Mântuitorule, să fac voia ta. Strigă-mi toată inima mea către din ochii mei, Mântuitorule, și suspine dintr-o adânc curată aducție, strigând din inima mea, Dumnezeule, greșit am ție, milostivește-te spre mine. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Înstrăinatul te-ai suflete de Domnul tău, ca Datan și ca Abiron, dar din toată inima strigă, iartă-mă, ca să nu te împresoare pe tine prăpastia pământului. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ca o junincă sălbăticită asemănatul te-ai suflete lui Efrem, ca o căprioară păzește-ți viața de curse, înălțându-ți cu aripi mintea, cu lucrarea și cu gândirea. Miluiește-mă, Dumnezeule, mâna lui Moise ne va face să credem, suflete, cum că poate Dumnezeu viața cea leproasă să o albească și să o curețe. Nu te deznădăjdui, dar măcar deși ești lepros. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
sunt neamestecată, nedespărțită, despărțită după fețe și unime sunt din fire unită. Tatăl și Fiul și Dumnezeiescul Duh. Și acum și vorurea și în vecii vecilor. Amin. Pântecele tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu cu chipul ca și noi. Deci ca pe un ziditor al tuturor, roagă-L născătoare de Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să ne îndreptăm. Striga în toată inima mea către Oh.
greșit am păcătuit am și am lepădat porunca ta, că într-o păcate m-am zămislit și am adăugat rană rănilor mele. Dar tu mă miluiește ca un îndurat, Dumnezeule al părinților. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Cele ascunse ale inimii mele le-am mărturisit ție, judecătorul meu. Vezi smerenia mea, vezi necazul meu și aminte acum la judecata mea. Și tu mă miluiește ca un îndurat, Dumnezeule al părinților. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Saul oarecând, dacă a pierdut asinii tatălui său suflete, de grabă aflat împărăția spre ridicare, ce păzește te să nu greșești, alegând mai degrabă poftele tale cele dobitocești, decât împărăția lui Hristos. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. David, dumnezeiescul părinte, de-a și greșit oarecând îndoit suflete al meu, cu săgeata desfrâului săgetându-se și cu sulița robindu-se pentru pedeapsa uciderii, dar tu cu mai grele lucruri bolești din pornirile cele din voia ta. Miluiește-mă, Dumnezeu! Împreunat a David oarecând nelegiuirea cu nelegiuire, că a amestecat desfrâul cu uciderea, dar îndată îndoită pocăința a arătat, iar tu, suflete, mai viclene lucruri ai făcut, necăindu-te către Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeu! David, oarecând a însemnat cântarea, scriind-o ca într-o icoană, prin care își mustra fapta pe care o săvârșise strigând, miluiește-mă, că ție unuia am greșit, Dumnezeului tuturor, însuți mă curățește. Slavă Tatălui și Fiului și Treimenea amestecată, nedespărțită, de o ființă unime sfântă, lumini și lumină, și trei sfinte și unul sfânt, este lăudată treimea Dumnezeu. Ci laudă și preaslăvește suflete, viață și vieți, pe Dumnezeul tuturor. Și acum și vorbea și în vecii vecilor. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, născătoare de Dumnezeu, că ai născut pe unul dintre imea cea nedespărțită, pe Fiul și Dumnezeu, și tu singură ne-ai deschis nouă celor de pe pământ cele cerești. Greșit am fără de lege am făcut, nu ne-am îndreptat înaintea ta, nici am păzit, nici am făcut. Precum ne-ai poruncit,
miluiește-mă pe mine, cel ce am greșit, Mântuitorule. Ridică mintea mea spre întoarcere, primește-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc, miluiește-mă pe mine, cel ce strig. Greșit am ție, mântuiește-mă, nelegiuit am, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ilie, cel ce a fost purtat în car, suindu-se în carul virtuților, s-a înălțat ca spre cer oarecând, mai presus de cele pământești. Deci la suirea acestuia cugetă, suflete al meu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Elisei, luând oarecând cojocul lui Ilie, a luat de la Domnul har îndoit. Iar tu, o suflete al meu, de acest har nu te-ai împărtășit pentru neînfrânare. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Curgerea Iordanului oarecând a stat de o parte și de alta cu luvirea cojocului lui Ilie prin Elisei. Iar tu, o suflete al meu, de acest har nu te-ai învrednicit pentru neînfrânare. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Samarineanca oarecând a primit de la cel drept un gând bun. Iar tu, o suflete, n-ai adus în casă nici străin, nici călător. Pentru aceasta vei fi lepădat afară din cămare, stânguindu-te. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Minții celei spurcate a lui Ghiezi, pururea te-ai asemănat căloase suflete, a cărui iubire de argint lepădând-o măcar la bătrânețe. Fugi de focul ghienei, depărtează de răutățile tale. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Părinte, cel ce ești fără de început, Fiule cel împreună fără de început, Mângâietorule cel bun, Duhule cel drept, Născătorule al lui Dumnezeu cuvântul, cuvinte al Tatălui celui fără de început, Duhule cel viu și făcător, Trăime, unime, miluiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Ca din vopsea de porfire s-a țesut trupul lui Emanuel în lăuntru-n pântecele tău preacurată, ceea ce ești porfiră înțelegătoare. Pentru aceasta, născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe tine te cinstim. Cuvântare.
miluiește-mă. Mintea s-a rănit, trupul s-a moleșit, duhul bolește, cuvântul a slăbit, viața s-a omorât, sfârșitul este lângă ușă. Pentru aceasta, ticălosul meu suflet, ce vei face când va veni judecătorul să cerceteze cele ale tale? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Adus-ți am aminte, suflete, de la Moise facerea lumii și toată Scriptura cea așezată de el, care îți povestește ție de cei drepți și de cei nedrepți, din care celor de-al doilea, adică celor nedrepți, ai urmat. O suflete, greșindu-lui Dumnezeu, iar nu celor din tâi. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Legea a slăbit, Evanghelia nu lucrează și toată Scriptura nu este băgată în seamă întru tine. Profeții au slăbit și tot cuvântul celui drept și rănile tale, o suflete, s-au înmulțit, nefiind doctor care să te vindece. Miluiește-mă, Dumnezeule, pildele Scripturii celei noi ți le aduc ție ca să te aducă pe tine, suflete, la umilință. Râvnește dar drepților, iar de păcătoși te leapădă și îmblânzește pe Hristos prin rugăciuni și prin postiri și prin curăție și prin smerenie. Miluiește-mă, Dumnezeu! Hristos a făcut om chemând la pocăință pe tâlhari și pe desfrânate. Suflete, pocăiește-te, că s-a deschis ușa împărăției acum și o apucă mai înainte farisei și vameșii și desfrânații pocăindu-se. Miluiește-mă, Dumnezeule, Hristos a făcut om unindu-se cu mine prin trup și toate câte sunt ale firii cu voia le-am plinit, afară de păcat, arătându-se eu, suflete, pilda și închipuirea smereniei sale. Miluiește-mă, Dumnezeu! Hristos pe magii a mântuit, pe păstori a chemat, mulțimea pruncilor o a făcut mucenici, pe bătrânul l-a mărit și pe văduva cea bătrână, de la care n-ai râvnit, suflete, nici faptele, nici viața, dar vai ție când vei fi judecat. Miluiește-mă, Dumnezeu! Postind Domnul 40 de zile în pustie, mai pe urmă a flămânzit arătând firea cea omenească. Suflete, nu te lenevi, de va năvăli asupra ta vrăjmașul, cu rugăciunea și cu postul alungă-l departe de la picioarele tale. Slavă ta! Pe Tatăl să-L lăudăm, pe Fiul să-L preanălțăm, Dumnezeiescului Duh cu credință să ne închinăm, trăimii cele nedespărțite,
unimii după ființă și ca lumină și lumini și viață și vieți, păcătoare de viață și luminătoare marginilor. Și acum și vorurile și în vecii vecilor. Amin. Cetatea ta păzește-o, preacurată născătoare de Dumnezeu, că întru tine ea cu credință împărățind, întru tine se și întărește și prin tine biruind, întoarce toată încercarea, robește pe vrăjmași și stăpânește pe supușii ei. Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Andrei cinstite și Părinte de trei ori fericite, Păstorul Cretei, nu înceta rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toată mânia, necazul și stricăciunea și de greșeli să ne mântuim noi, cei ce cinstim pururea pomenirea ta. Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz m-ai desfătat, milostivește despre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor, până când veți fi grei la inimă, pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul mă va auzi când voi striga către dânsul, mâniați-vă, dar nu greșiți, de cele ce zideți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul, mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne, dată-i veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-au mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde m-ai așezat. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte. Și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mina Ta, că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine și în iad, cine te va lăuda pe tine? Ostenit am într-un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare, ochiul meu îmbătrânit am între toți vrășmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrășmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grav. Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea,
până când se va înălța vrășmașul meu împotriva mea. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă vei clătina, iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râde de mine vrășmașii mei. Pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile tale, Doamne, arată-mi și cărările tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul tău și mă învață că tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe tine te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările tale și de milele tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tineriților mele și ale neștiinței mele nu le pomenim. După mila ta, pomenește-mă tu pentru bunătatea ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta va pe cei blânzi la judecată, învăța va pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul lui și mărturiile lui. Pentru numele tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va slăjlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, căci El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au mulțit, de nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei, că s-au mulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez, că am nădăjduit întru tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, căci te-am așteptat, Doamne. Izbăvește sufletul Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Spre tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu rușinat în veac. Pentru îndreptarea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește-te, mă scoate. Fii mie, Dumnezeu apărător și casă de scăpare, ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale voi da Duhul meu, izbăvitul mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc deșertăciunii în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucuram-mă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoie sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului. Pus ai în loc desfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspinuri. Slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, zis am,
Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile tale soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine, să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în portul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila sa în cetatea întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Că deavori dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe cel preanalt l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău, peste aspidă și vasilisc. Vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt în necaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți oameni și vă plecați, căci cu Oh, yeah.
Să
Sfântului Duh, căci cu noi este Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Ziua trecând, muslăvesc, mulțumesc cu ție, Doamne, seara rog-mă cu noaptea, fără de păcat dăruiește-o mie, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ziua trecând, slăvescu-te pe tine, Stăpâne, seara rog-mă cu noaptea, fără de sminteală dăruiește-o mie, Mântuitorule, și mă mântuiește. Și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Ziua trecând, cu cântare te slăvesc pe tine, Sfinte, seara rog-mă cu noaptea, fără de pântuială dăruiește-o mie, Mântuitorule, și mă mântuiește. Firea ce fără de trupa cherubimilor, cu cântări fără încetare, pre tine te slăvește. Viețuitorii cei cu câte șase aripi, serafimii cu neîncetate glasuri pe tine te prea înalță. Toate oștile îngerilor cu cântări între ei sfinte te laudă. Mai înainte de toate ești Cel ce ești Părinte și împreună fără de început ai pe Fiul Tău. Și-n tot mai cinstit, purtând pe Duhul vieții, la despărțirea tăimii arăți. Și-n tot mai cinstit, purtând pe Duhul vieții, nedespărțirea tăimii arăți. Prea Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, și cei ce ați fost singuri văzătorii cuvântului și slujitorii ale prorocilor și ale mucenicilor, toate cetele, ca cei ce aveți viață nemuritoare. Tot rugați-vă cu de-a dinsul, că toți suntem într-une voi. Ca izbăvindu-ne de înșelăciunea celui rău, să cântăm cântare îngerească.
Sfinte, 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 întreiți, Sfinte, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Rugați-vă pentru noi, păcătoși!
toate puterile cerești, ale sfinților îngeri și ale arhanghelilor, rugați-vă pentru noi, păcătoși! Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi, păcătoși! Sfinte Ioane, prorocule, și înainte mergătorule și botezătorul al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, păcătoși! Sfinților apostoli Petru și Pavel, ocrotitori acestei sfinte catedrale, sfinților apostoli Andrei și Filip, părinți duhovnicești ai neamului nostru, rugați-vă pentru noi, păcătoși! Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători, sfinților apostoli Petru și Pavel, ocrotitori acestui sfânt lăcaș, sfinții apostoli Andrei și Filip, rugați-vă pentru noi, preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, rugați-vă pentru noi, păcătoși! Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții noștri, păstori și învățători ai lumii, rugați-vă pentru noi, păcătoși! Sfinților arhangeli, sfinților ierari, nectari din Egaș, Ghinaș, Andrei, episcopul Cretei, sfinților cuvioșilor părinți, Epitecias și mucenici Epitecias Ion, sfinților Zoti, Catalf, Tamasi și Filip, mucenici ai Domnului, împreună cu toți sfinții cuvioși și mucenicii din Dobrogea, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, păcătoși! Sfinților ierari, nectari din Eghina și Andrei Criteanul, sfinților mucenici, Epictecia, Sion, Zotica, Calca, Masi și Fili, rugați-vă pentru noi, păcătoși! Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși! Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși! Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși! Și ne miluiește! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpânii, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celui clar. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Lumineaze ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, te-ai întărit, mama, supra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de ele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, că nu avem îndrăzneală pentru multe păcatele noastre, cu pe cel ce s-a născut din tine, roagă, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre împlăzirea Stăpânului, nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor, prea curată că milostiv este și poate să mântuiască cel ce a privit a pătimit. Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pentru Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează preacuvioase Părinte. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, izbăvește-ne și de tot lucrul ce umblă într-un tuneric. Primește jertfa ce de seară ridicările mâinilor noastre și ne învrednicește și măsura nopții fără de prihană o trece, neispitiți de rele și ne izbăvește de toată tulburarea și îngrozirea care ne vin de la diavol. Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoșătoarea și dreapta ta judecată. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și omoară mădularele noastre cele pământești, ca și într-o liniștea somnului să ne luminăm cu privirea la judecățile tale. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă și pofta ce vătămătoare și ne ridică în vreme de rugăciune întăriți în credință și sporind într-o poruncile tale, cu bună vrerea și bunătatea unuia născut Fiului Tău, cu care binecuvântat ești împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Duhul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut,
așa încât drept ești untru cuvintele tale și biluitor când ești de gatul. Că iată într-o fără de legi m-am zămislit și păcate m-a născut Maica mea. Că iată într-o l-a iubit și ce ne-a arătat și ce-a ascuns ale înțelepciunii tale mi-a dat mie. Stropii-mă vei cu izop și mă voi curăți, spălamă-ne și mai lăptos decât zăpadă mă voi arbi. Auzului meu vei da bucurie și meserie, bucurați-vă voastre cele smerite. Întoarce fața tale către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește cu mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăutru ale mele. Nu mă repăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu mă arată la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-mi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-mă la limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și bucura mea va vesti lauda ta. Credeți voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot Dumnezeu binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urisi. Fă bine, Doamne, în bunăvirea ta Sionului și să se sedească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci voi pune pe altarul tău viței. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă. Să nu întorci fața ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea ta. În orice zi te voi chema de grab, auzi-mă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat m-am cu pelicanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături. Privegheata-m și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrășmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușa am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o din pricina urgiei tale și a mâniei tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat, iar tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea ta din neam în neam. Sculându-te vei milui Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii tăi pietrele lui și de țărâna lui le va fi milă și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slava sa. Căutata spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie aceasta pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a lui, Domnul din cer pe pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Domnului și lauda lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile, ca să slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei lui, vestește-mi puținătatea zilelor mele, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un început, tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucruri mâinilor tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar tu același ești și anii tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob și al seminției celei drepte a lor, cel ce ai făcut cerul și pământul cu toată podoaba lor, care ai legat marea cu cuvântul poruncii tale, care ai încuiat adâncul și l-ai pecetluit cu numele tău, cel înfricoșător și slăvit, înaintea căruia toate se tem și tremură din pricina totputernicii tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei tale și nesuferită este mânia urgiei tale asupra celor păcătoși. Însă nemăsurată și neajunsă este și mila făgăduinței tale, căci tu ești Domnul cel preanalt,
bun, îndelung răbdător și mult milostiv, căruia îi pare rău de răutățile oamenilor. Tu, Doamne, după mulțimea bunătății Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor ce ți-au greșit și după mulțimea îndurărilor Tale, ai hotărât pocăință păcătoșilor spre mântuire. Așadar, Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepți, n-ai pus pocăință pentru cei drepți, pentru Avraam și Isaac și Iacob, care nu ți-au greșit ție, ci ai pus pocăință mie, păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decât nisipul mării. Multe sunt fără de legile mele și nu sunt vrednic a căuta ce a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Strâns sunt eu cu multe cătușe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul meu și nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am mâniat și am făcut rău înaintea Ta. N-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urăciuni și am înmulțit mintelile. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele rugând bunătatea Ta. Am păcătuit, Doamne, am păcătuit și fără de legile mele eu le cunosc. Însă cer rugându-Te, iartă-mă, Doamne, iartă-mă și nu mă pierde în fără de legile mele și nici nu mă osândi la întuneric sub pământ, căci Tu ești Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ți peste mine bunătatea Ta, mântuiește-mă pe mine nevrednicul după mare mila Ta și Te voi prea slăvi în toate zilele vieții mele, că pe Tine Te slăvesc toate puterile cerești și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește celui grăan. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează preacuvioase, Părinte! Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o dumnezeire, o putere, miluiește-ne pe noi păcătoși și cu judecățile pe care le știm, mântuiește-ne pe noi, nevrednici robii tăi, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să vedem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce-mi grăiesc mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi! Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, căci nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric, ca morții și din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. A adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mi-l atacă la tine minădejdea. Arată-mi care pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei, și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă întru cei de sub Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale.
binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările tale. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de tine, ajutor într-unei cazuri nu avem. Doamne, al puterilor, miluiește. Oh,
ajutor într-une cazuri nu avem, Doamne al puterilor, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, prin amabea pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăznit Mântuitorule, am de lăuda pe Tine, pe care de binecuvintează-ne cetat îngerii și odonul inimilor, iartă sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Multe sunt mulțimile greșelilor mele, născătoarele Dumnezeu, la Tine am scăpat curată, mântuire trebuindu-mi. Cercetează neputincioșul meu suflet și te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru să dăruiască iertare de relele ce am făcut, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Cela ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat, slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdător de mult milostive și mult milostiv, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși mânuiești, care pe toți chem la mântuire, pentru făgăduința bunătății ce o să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunea noastră în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sfârșirile noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii,
înconjoară-ne pe noi cu sfinții de îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slabei tale și neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherovimii și mai slăvită fără de asemănare, xerafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului, binecuvintează, în al preasfințită stăpâne. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta peste noi și ne miluiește. Amin. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăbiei al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, milostiv fii nouă păcătoșilor, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Cel ce ne-a zidit, Dumnezeule, mântuiește-ne. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-ne. Dumnezeule, milostiv fii nouă păcătoșilor, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Cel ce ne-a zidit, Dumnezeule, mântuiește-ne. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-ne. Dumnezeule, milostiv fii nouă păcătoșilor, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. El ce ne-a zidit, Dumnezeule, mântuiește-ne. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-ne. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăbiei al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru sânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, nepătată, neîntinată, fără pricană, prea curată Fecioară a lui Dumnezeu, mireasă stăpână, care pe Dumnezeu cuvântul cu oamenii prin prea slăvită nașterea ta l-ai unit și firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cerești ai împreunat-o, ceea ce ești singură nădejde a celor fără de nădejde și celor biruiți ajutătoare, gata folositoare celor ce aleargă la tine și tuturor creștinilor scăpare. Nu te scârbi de mine, cel păcătos și întinat, care cu urâte gânduri și cu cuvinte și cu fapte pe mine de tot netrebnic m-am făcut și prin lenei dulceților vieții cu voia rog m-am făcut. Și ca ceea ce ești Maica iubitorului de oameni, Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostivește despre mine păcătosul și întinatul și primește rugăciunea mea ce se aduce ție din buze necurate, iar pe Fiul tău și Stăpânul nostru și Domnul, cu îndrăznirea ta ca o maică cuprinzând, roagă-L să-mi deschidă și mie milostivirile celei viitoare de oameni ale bunătății sale, trecând greșelele mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăință și lucrător poruncilor sale iscusit să mă arate, și fi lângă mine purura ca o milostivă, milosârdă și viitoare de bine, într-o această viață de acum caldă, folositoare și ajutătoare, năvălire potrivnicilor oprindu-le și la pocăință îndreptându-mă, în vremea ieșirii mele, ticălos meu suflet păzindu-l, întunecatele chipuri ale viclenului diavol departe de acesta izgonindu-le, și în ziua înfricoșătoare judecăți, de munca cea veșnică izbăvindu-mă, și slavei cele negrăite a Fiului Tău și Dumnezeului nostru, moștean pe mine arătându-mă, pe care s-o și dobândesc, stăpâna mea prea sfântă de Dumnezeu născătoare, prin mijlocirea și sprijinul Tău, cu harul și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început al lui Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Duhului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului și sufletului. Și ne păzește pe noi de întunecatul somn al păcatului și de toată întunecata și cea de noapte patimă a dulceții. Contenește întărâtările patimilor, stinge săgețile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleșug. Zburdările trupului nostru le potolește și tot gândul nostru cel pământesc și trupesc adoarme-l. Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă, cuget curat, inimă trează, somn ușor și de toată nălucirea satanei nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea rugăciunii întăriți într-o poruncile tale și pomenirea judecăților tale într-o noi nestricată având-o. Cuvântare de slava ta în toată noaptea ne dăruiește ca să cântăm și să binecuvântăm și să slăvim prea cinstitul și prea încuviințatul tău nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea slăvită pururea Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău și Dumnezeul nostru și cere să mântuiască prin tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Pentru ca să ne vrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie. Pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Doamne, miluiește! Evanghelie
de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul, luați seama să nu fiți amăgiți, căci vor veni mulți în numele meu, zicând că eu sunt și că timpul s-a apropiat. Să nu vă duceți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă înspăimântați, căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârșitul nu va fi curând. Apoi le-a spus, se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și vor fi cutremure mari și pe alocuri și molime prevestiri înspăimântătoare și semne mari din cer. Dar mai înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la stăpânitori din pricina numelui meu. Se va întâmpla să mărturisiți. Puneți deci în inimile voastre mai dinainte să nu gândiți ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune căreia nu-i vor putea sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați de părinți, de frați, de rudenii și de prieteni și unii dintre voi vor fi dați la moarte. Și veți fi urâți de toți oamenii din pricina numelui meu, dar niciun păr din capul vostru nu va peri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustiirea lui. Atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți, și cei ce vor fi în oraș să iasă afară din el, și cei ce vor fi prin sate să nu intre în el. Căci acestea sunt zilele răzbunării, dar să se împlinească toate cele scrise. Dar vai de cele care vor avea împântece și de cele care vor alăpta în zilele acelea, căci va fi strâmtorare mare în țară și urgie asupra acestui popor. Și vor cădea de ascuțișul sabiei și vor fi duși la toate neamurile, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni până când se vor împlini vremurile păgânilor. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ va fi strântorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Iar oamenii vor fi gata să-și dea sufletul de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume. Căci puterile cerurilor se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere multă și cu slavă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, căci se apropie mântuirea voastră. Apoi le-a spus o pildă, priviți smochinul și toți copacii, când înfrunzesc știți și voi privind la ei că vara este de acum aproape, așa și voi când veți vedea făcându-se acestea, să știți că este aproape împărăția lui Dumnezeu. Adevărat vă spun vouă că nu va trece neamul acesta până când nu se vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Însă luați seama la voi înșivă să nu se îngreuieze peste măsură inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile lumii și de ziua, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste. Căci ca o cursă va veni ea peste toți cei care trăiesc pe fața tot pământul. Privegheați deci în toată vremea și vă rugați,
ca să vă învredniciți să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea Fiului Omului. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului stăvitului prorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților apostoli Petru și Pavel, Andrei și Filip și ale tuturor sfinților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitorilor mucenici, ale sfinților preacuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Bine primită pe rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșelilor noastre, acopere-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Amin. Împacă viața noastră, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Să ne rugăm pentru pacea lumii. Doamne, miluiește! Pentru buna sporire și întărirea dremăritorilor creștini. Doamne, miluiește! Pentru înaltă Sfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și pentru toți frații noștri, pentru Hristos. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată. Doamne, miluiește! Pentru cei ce ne iubesc spre noi. Doamne, miluiește! Pentru cei ce ne miluiesc și ne slujesc nouă. Doamne, miluiește! Cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinții și frații noștri care sunt departe. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer. Doamne, miluiește! Pentru cei ce zac în neputințe.
Doamne, miluiește! Să ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului. Doamne, miluiește! Să fericim pe arhierei ortodoxi. Doamne, miluiește! Pentru toți ortodoxii creștini. Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru conducătorii țării. Doamne, miluiește! Pentru ctitorii sfânt locașului acestuia. Doamne, miluiește! Învățătorii noștri, Doamne, miluiește! Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Înalt preasfinții de stăpâne, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu rugăciunile Sfinților Apostolului, Sfântului Prorocului, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu rugăciunile Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, ocrotitori ai acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Andrei și Filip, părinții duhovnicești ai neamului nostru, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Hrisan și Daria și Daria și acelor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Epictet și Astion și Pantelimon, Zotic, Atal, Tamasi și Filip, Dasie de la Axiopolis, Milian de la Durostorum, cu ale Sfinților Mucenici de la Adam Crisim, cu ale tuturor Sfinților Mucenici, pătimitori în Dobrogea, rugăciunile Sfinților Erar, Marcu, Tite, Efrem, Gheronte, Bretanion și Teotim, cu ale Sfântului Erar, Chiachim de Vicina, cu ale Sfinților Cuvioșilor, părinții Ioan, Casian și German, și Dionisie cel Smerit, cu toți ocrotitori ai Dobrogei, cu rugăciunile Sfinților Mucenici, Epictet și Astion și Pantelimon, Zotic, Atal, Tamasi și Filip, Dasie de la Axiopolis și Emilian de la Durostorum, cu rugăciunile Sfinților Mucenici din insula Lesbos, Rafael, Irina, Nicolae, Vasile, Teodor și Egumena Olimpia, cu ale Sfinților Cuvioșilor Părinți, Stelianu, Crotitorul Copiilor, Auxentie, Simeon Stâlpnicul, Serafim de Sarov, cu ale Sfinților Cuvioșilor Părinți, Gerasim din Chefalonia și ale Sfântului Cuvios Mucenic Efrem, ale căror papucii cinstim aici de față, cu rugăciunile Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De unde voi începe
a plânge păcatele mele. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, iată în seara aceasta a început citirea canonului celui mare a Sfântului Andrei Criteanul în cadrul slujbei acesteia pe vecernița mare. Cu adevărat, acest canon are cele mai frumoase imne de jale care se referă la sufletul fiecăruia. Că nu este creștin să nu fi greșit, să nu aibă sufletul împovărat. De aceea, acest canon ne ajută să ne despovărăm, să lăsăm povara acestor păcate în jos, să o dăm celui care ne-a îndemnat să păcătuim. Că niciodată nu păcătuim doar singuri, ci îndemnați suntem de cel viclean ca să păcătuim. Și iată, plânsul cel duhovnicesc, plânsul pentru păcate, este atât de folositor. Sfinții părinți atâtea pilde ne dau despre plânsul pentru păcate. Cine are lacrimi să-și plângă păcatele, cu adevărat își răcorește sufletul. Și sunt, au fost oameni care au putut să plângă la fiecare rugăciune și au putut să plângă și când se gândeau la păcatele lor, la ceasul sfârșitului, la judecata cea împricoșătoare. Plânsul acesta pentru păcate este atât de folositor și să simți cu adevărat în sufletul tău că Dumnezeu îți așteaptă și îți primește jertfa pentru păcatele tale. De aceea, iată, în fiecare seară avem mijlocirea multor sfinți și drepți și a Maicii Domnului și aceștia se roagă pentru noi. Dar noi trebuie să nu încetăm căința aceasta. Perioada aceasta este cea mai sfântă, cea mai folositoare, cea mai roditoare pentru sufletele noastre. Lacrimile sunt sângele sufletului, cum spune un Sfânt Părinte. De aceea, cine poate să plângă, își răcorește sufletul său. Și iată, avem atâtea exemple când oamenii plini de păcate s-au căit și au plâns și au luat de la Dumnezeu iertare. Patericul ne dă mai multe exemple din care voi aduce înaintea dumneavoastră un exemplu de un om, un creștin care și-a cunoscut păcatele. Și cunoscându-și păcatele și punând păcatele față de bunătatea lui Dumnezeu, care ne-a dat atâtea daruri și ne-a iertat de atâtea ori, acel creștin nu se mai oprea din plâns. Și iată, plângea și se întrista că a supărat pe Dumnezeu cu păcatele sale. Și așa, plângând îndelung, iată, i s-a arătat în vis noaptea Mântuitorul Hristos, care îl întreba: de ce plângi? Că și în vis plângea. Și a zis: Doamne, mare povară am pe sufletul meu, că te-am supărat atât de mult. Și a zis Hristos Dumnezeu: dar să te liniștești, că eu primesc lacrimile tale și căința ta, că acestea sunt cu adevărat cele care lovesc în porțile cerului și în milostivirea mea, de aceea îți primesc plânsul acesta. Și îl punea pe cel ce plângea să se ridice: ridică-te acum. Și cel ce plângea a zis: Doamne, nu pot să mă ridic. Și a întins Mântuitorul Hristos mâna și l-a ridicat. Și iată,
tălmăcirea este că niciodată singuri, oricât am plânge, nu putem să ne ridicăm din această povară a păcatelor. Trebuie cu adevărat să strigăm la Dumnezeu, să-i cerem ajutorul și El ne va ridica. Și dacă ne va ridica Dumnezeu, însemnează că-și revarsă și mila sa peste noi și ne iartă păcatele. De aceea, plânsul cel duhovnicesc pentru păcate este atât de folositor pentru orice creștin. Dar s-a aflat și un creștin care i-a spus duhovnicul său, un călugăr îmbunătățit: iată, te-ai mărturisit sincer, ai multe păcate, dar pentru că le-ai mărturisit, Dumnezeu te va ierta, dar să și plângi pentru acestea. Și el a răspuns: eu mă întristez și plâng cu sufletul, dar lacrimi nu am. Și a spus: gândește-te la ceasul judecății, gândește-te cât de greu va fi de cei ce vor ajunge în întuneric și toate faptele lor vor fi în fața lor și se vor rușina de ce au făcut. Gândește-te și zdrobește-ți inima și sufletul îl aprinde și vei putea să plângi. Și iată, ascultându-și duhovnicul, s-a dus în cămara unde avea icoanele și a început să gândească și la ceasul sfârșitului și la judecată și la chinurile cele pe care le au demonii și le vor avea și oamenii care au ascultat de demoni. Și a zis: Doamne, ajută-mă să mă căiesc mai adânc. Și a început să plângă pentru că Dumnezeu l-a ajutat să-și despetrească inima, să-și deschidă sufletul. Și iată, a început să plângă de nu se mai oprea. Și era atât de vrednic de milă pentru plânsul său necontenit. Și așa a dormit și iarăși s-a arătat Mântuitorul Hristos și i-a zis: iată, eu am primit lacrimile tale, să nu te întristezi peste măsură, lacrimile sunt cu adevărat folositoare, dar să plângi întotdeauna când te căiești. Căința fără plâns nu este deplină. De aceea și canonul spune: de unde voi începe a plânge păcatele mele? Și altul îi cerea lui Dumnezeu: Doamne, aș vrea să-mi dai pedeapsă în viața aceasta pentru păcatele mele, să fie mai ușor în viața de dincolo. Pedepsește-mă și dă-mi să rapt, să sufăr necazuri în viața aceasta, ca să mă eliberez și sufletul să-l răcoresc și să-l spăl, să nu plâng în gheena focului. Și așa s-a rugat îndelung și au venit asupra lui năpaste și necazuri și boli. Și astfel, gândindu-se la ceasul sfârșitului și la judecată, cu adevărat, nu numai că avea dureri, dar avea și lacrimi atât de multe încât își scălda și sufletul și trupul în lacrimi. Și astfel aceștia ne dă Patericul ca exemple că orice om, dacă are credință vie în Dumnezeu și dacă are mintea la ceasul sfârșitului și al judecății, nu poate să rămână pasiv. Orice om poate să dobândească darurile cele de la Dumnezeu. Însuși Mântuitorul, cel fără de păcat, a plâns pentru Lazar, care era în mormânt.
Și un cronicar spune că pe Mântuitorul nu l-a văzut niciodată cineva râzând, dar plângând l-a văzut adeseori. Și el plângea pentru cei ce nu primeau dragostea și cuvântul Tatălui de îndreptare și mergeau în calea păcatului. De aceea de multe ori se suia în munte și se ruga acolo ca să și plângă, să se răcorească și să verse cu adevărat lacrimi de dragoste pentru toți cei ce aveau nevoie de ajutorul și mila sa și de dragostea Părintelui Ceresc. Acest canon este cu adevărat un mărgăritar pe care să-l punem la sufletul nostru. Ne ajută să ne cunoaștem păcatele și ne dă atâtea exemple de oameni care au păcătuit și care, prin plâns și prin căință, s-au întors la Dumnezeu. În seara aceasta am auzit cum David a păcătuit, dar după aceea a plâns și a regretat păcatul. Și el n-a plâns odată, ci iată, așa cum spune într-un psalm, în fiecare noapte așternutul meu cu lacrimi îl voi uda. Și așa făcea prorocul și împăratul David. Și așa au făcut atâția oameni care au căzut în păcate. De aceea, iată, plânsul cel pentru păcate este un mare dar. Sunt și oameni care n-ajung la lacrimi pentru că nu se pot descătușa. Pentru durerea sufletului, fiecare om credincios și care se căiește ar trebui să aibă măcar o dată pe zi lacrimi de căință, dar și mai mult, măcar de 7 ori pe zi, de câte ori lăudăm pe Dumnezeu, să-L lăudăm cu părerea de rău pentru păcatele noastre și să-L rugăm să ne primească rugăciunile, că păcatele noastre între noi și Dumnezeu sunt ca un zid sau ca o prăpastie. Cu ajutorul lacrimilor vom dărâma acest zid care este între noi și Dumnezeu și orice prăpastie s-a statornicit între noi și Dumnezeu. Dacă plângem și ne tânguim pentru păcatele noastre, însuși Dumnezeu, care se roagă continuu pentru noi, Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel Mare, care în grădina Ghețimanie a plâns și s-a tânguit pentru lume și a plâns și s-a rugat pentru apostolii săi și pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor în El și în Părintele Ceresc. De aceea se cuvine ca rugăciunea noastră să nu fie sporadică. Rugăciunea noastră trebuie să fie continuă. Cine își oprește rugăciunea începe să cadă. Pentru că fără rugăciune nu-L avem pe Dumnezeu cu noi. Stâlp al credinței, al vieții, al dragostei noastre, al nădejdii noastre. Și iată, trebuie să ne rugăm necontenit, cum ne spune însuși Mântuitorul: privegheați și vă rugați. Prin priveghere înțelegem că trebuie să nu-L pierdem din mintea, din inima noastră, din pașii vieții noastre, pe Dumnezeu, care să ne fie scutul și stăpânul vieții noastre, cum mărturisim în rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. De aceea, această rugăciune de a fi cu Dumnezeu tot timpul trebuie să ne fie respirația sufletelor noastre, să fim mereu rugători, mereu tânguindu-ne pentru păcatele noastre. Avem învățături atât de folositoare și zilele următoare vă voi prezenta de la plâns cu care trebuie să începem
căința noastră cu lacrimi, că dacă nu-i cu lacrimi, e de suprafață, dacă e cu lacrimi, este profundă, și lacrimile sunt sângele sufletului și trebuie să le vărsăm cât de îmbelșugat, că atunci simțim legătura cu Dumnezeu, simțim că l-am rănit pe Dumnezeu, de aceea trebuie să plângem. Și iată îi spune unui păcătos Mântuitorul Hristos când îi se arată: într-adevăr, m-ai rănit cu păcatele tale, dar eu, ca stăpân al vieții tale, care am venit să iert pe cei păcătoși, să-i miluiesc, căiește-te și mai departe și nu te deznădăjdui, că niciun păcat nu întrece și nu lovește bunătatea mea, de aceea te voi ierta și să rămâi în căință, căci căința este sufletul îndreptării omului către Părintele Cel Ceresc, care așteaptă de la toți oamenii să se întoarcă către El, și iată El îi primește. Mântuitorul Hristos ne-a dat pe cruce cel mai bun exemplu, tâlharul din dreapta, căruia îi părea rău că a făcut atâtea crime, atâtea tâlhării, atâta furtișag, atâtea plăceri a trăit, și iată, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a cunoscut văzându-l în suferință, de, fiind de-a dreapta Mântuitorului, și se ruga să-l ierte. Și Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, cunoscându-i căința, i-a făgăduit și a și împlinit cuvântul pe care l-a dat tâlharului din dreapta. Adevărat zic ție, pentru că tâlharul s-a rugat, a înțeles că cel ce este răstignit s-a răstignit pentru a deschide împărăția cerurilor pentru oameni. Auzind aceasta, tâlharul își spunea în minte și în inima sa: dacă aș fi acum tânăr, niciodată n-aș mai grăi. Numai cu tine aș merge, numai de glasul lui Dumnezeu aș asculta. Văzându-i această căință sinceră, când tâlharul s-a rugat cu îndrăzneală și i-a zis: știu că sunt rău, dar dacă vii în împărăția ta pe care o pregătești prin patima ta să ne ierți păcatele, pomenește-mă și pe mine când vei veni într-o împărăția ta. Și Hristos i-a răspuns răspicat: adevărat îți spun ține, astăzi vei fi cu mine în rai. Ca să avem nădejde de rai, de azi începem plânsul și să nu ne oprim până în sâmbăta patimilor. Mereu să plângem, să ne tânguim pentru păcatele noastre, și Dumnezeu va primi și căința și lacrimile noastre și dorința noastră de bine și jertfa postului nostru și jertfa genunchilor noștri când facem metanii, și astfel vom rămâne cu Dumnezeu și prin post și prin rugăciune și prin metanii, prin căință și prin toată fapta cea bună îndreptată către Dumnezeu. Să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne primească toată căința noastră și faptele noastre cele vrednice de dragostea lui Dumnezeu. Evanghelia din seara aceasta ne este călăuză că trebuie să ne pregătim. Este Evanghelia despre sfârșitul veacului acestuia și despre judecată. Sigur, și despre sfârșitul e căderea Ierusalimului la anul 70, când armatele lui Tit și Vespasian au dărâmat Ierusalimul. De aceea, cum să nu gândim la ceasul sfârșitului nostru în fiecare clipă? Fiecare clipă să fie pentru noi aducătoare
de icoana cerului cu bunătățile sale și icoana iadului cu chinurile sale, dar să fie și cu icoana judecății, când toți vom învia, unii vor fi în dreapta în lumină, alții în stânga în întuneric. Să rugăm pe bunul Dumnezeu ca începând această călătorie apostolului, până în ultima zi apostolului și în săptămâna patimilor, să rămânem cu Dumnezeu, cu căința, cu plânsul, cu părerea de rău atât de adâncă și aspră și cu dorința de a înmulți binele, postirea, rugăciunea și tot ceea ce ne apropie de Dumnezeu și ne-L ține pe Dumnezeu în sufletele noastre. Doamne, ajută-ne să ne căim ca să rămânem cu Tine și Tu să rămâi cu noi și întărește-ne credința și căința ca să putem plânge și să primești și lacrimile și jertfa sufletelor și a trupurilor noastre în tot postul acesta. Amin. Dimineață voi fi din nou aici, voi veni de la 6 și vom avea slujbă până aproape de ora 9, aproape 3 ceasuri, numai mâine nu avem liturghie. Mâine seară la ora 17 eu vom fi din nou aici, iar miercuri, joi și vineri vom avea dimineața de la ora 7 Sfânta Liturghie. Iar serile acestea și mâine și miercuri și joi seara vom avea cele canonul cel mare, care este împărțit în 4 stări și ne vom căi mai departe și ne vom umple sufletul de dragostea lui Dumnezeu, care prin căință ne cheamă la dragostea sa să fim biruitori asupra păcatului. Să ne ajute Dumnezeu să ne primească Sfintele Rugăciuni. Și acum, plecând genunchii, ne vom ruga. Maslu va fi miercuri după liturghie. Plecând genunchii, ne vom ruga, pentru că eu cred că dacă nu toți, majoritatea, n-ați mâncat, cum v-am învățat, ca să facem molitvele Sfântului Vasile și ale Sfântului Angură de Aur și serile acestea. Domnului să ne rugăm! Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, păcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fără de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut, nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce a aruncat din cer pe căpetinea îngerilor, care și-a acordat drumazul arecând și s-a lepădat de slujba sa prin neascultare, și pe îngerii ce împreună cu dânsul potrivnici care s-au făcut diavoli, i-a aruncat în tuneric cu cel adânc al iadului, fă ca blestemul acesta ce se face în numele Tău cel înfricoșător să fie spre îngrozirea acestui povățitor al vicleniei, și pune-l pe fugă și poruncește lui și diavolilor lui să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetuite, ci acești pecetuiți ai Tăi să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, că se laudă și cinstește și de toată suflarea cu frică se stăvește preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Te blestem pe Tine, începătorul răutăților și al culei căpetenia împotrivirii și urzitorul vicleniei. Te blestem pe Tine, cel aruncat de lumina ce de sus surpat pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe Tine și pe toată puterea cea căzută ce urma voința Ta. Te blestem pe Tine, Duh necurat, cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor Dumnezeu. Adonai Eloi, Dumnezeu cel atotputernic, ești depărtează de la robrii Dumnezeu care sunt aici, de la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Te blestem pe Tine cu Dumnezeu care prin cuvânt toate le-a zidit și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui cel unul născut, care mai înainte de veci fără patimă s-a născut dintr-însul. Cel ce a făcut făptura văzută și nevăzută
și a zidit pe om după chipul său și mai înainte prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească l-a păzit. Cel ce a necat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer și a pierdut pe uriași și cei necucernici și turnul fără de legilor l-a sfărâmat și pământul Sodomei și al Gomorii în foc și cu pucioasă l-a ars pe mărturie fumegă fum nestins. Cel ce mare cu toiagul a despărțit și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu tabăra păgânătăți sub valuri de veci a înnecat-o. De blestem cu cel care la punirea vremii din pecioară chip de negrăit s-a întrupat și pe cețile curăției întregi l-a păzit, care a binefăit să spele prin botez întinăciunea noastră cea veche cu care noi prin neascultare ne spurcase. Te blestem pe tine cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nouă în apă prin har chipul nestricăciunii de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat. Văzând pe Dumnezeu cel întrupat smerindu-se, când Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cea fără de început a Fiului și când pogorârea Sfântului Duh a mărturisit unimea trăimii. Te blestem pe tine cu cel ce a certat vântul și a liniștit biforul mării, care a izgonit cetere diavolilor, cel ce prin tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumină, ai celui ordin naștere și a noi zidirea cea veche a neamului nostru și celor muți le-a dat grai, cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat, cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și toată omenirea a întocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atoțitorul care a însuflețit pe oameni și cu grai de Dumnezeu insuflat, împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, taci, fugi, pleacă, depărtează de diavole necurate și spurcate. Cel de sub pământ, din adânc, înșelătorule, cel fără chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, de știnsuși Belzebul sau de te arăți ca cel ce scutură ca șarpele sau ca fiară sau ca abru sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femeie, ori ca jigani, ori ca pasăre, sau vorbitor noapte, sau surd, sau muț, sau care înfricoșesc cu nevălirea, sau sfârșii, sau uneltești rene, sau în greu, sau în boală, sau în neputință, sau pornești spre râs, sau aduci lacrimi de dezmetere, ori ești desfrânat, ori om irositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stele, ori șez în casuri și fără de astâmpă, sau te schimb cu luna, sau te întorci bunoare care timp sau dimineață, sau la meață, sau la miezul nopții, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau de întâmplare te-ai întâlnit, sau de cineva ești trimis, ori ai năvălit fără de veste, sau ești din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din fântână, sau din dărâmături, sau din baltă, sau din trestie, sau din oroaie, sau de pe uscat, sau din lung, ori din pădure, sau din copaci, sau din pasăre, sau din tune, sau din acoperământul băiei, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, ori de unde nu știm, cunoscut, ori necunoscut, sau din vreun loc nebănuit, pieri și te depărtează, rușinează-te de chipul cel zidit și frumusețat de mâna lui Dumnezeu. Teme-te de asemănarea lui Dumnezeu cel întrupat, să nu te ascunzi robi lui Dumnezeu care sunt aici în cei ce s-au pomenit în toți bolnavi, în cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Că toiac de fier și cuptor de foc și iadul și scrâșnirea dinților te așteaptă ca răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi, să nu te întorci, nici să te ascunzi cu vreo altă vicmenie de duhuri necurate. Și du-te în pământ pustiu, fără de apă, unde om nu locuiește, ce este cercetat numai de Dumnezeu. Cel ce leagă pe toți care vatămă și înăltesc asupra chipului său. Cel ce în lanțuri te-a aruncat în tunericul iadului pentru noaptea și ziua cea lungă. Pe tine, diavolul, ispititorul și aflătorul tuturor răutăților, că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor, celor de sub tăria ta, Dumnezeul arhanghelilor, celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritilor domnii, Dumnezeul Sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ai deslegat sufletele cele legate cu moartea și prin unul născut Fiul Tău a iluminat pe omul cel pătruns de întuneric, Cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea de la noi ușurat-o și stând în înrucirea vrăjmașului de la noi depărtat-o și Tu, Fiule, și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea Ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava Ta. Cel ce ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ai purtat pe crucea ta,
toată sarcina păcatelor noastre, cel ce ai luat asupra sfârmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă cale la ceruri și stricăciunea, nestricăciunea ai prefăcut-o. Auzi-mă pe mine, care cu dragoste și cu frică strică pe tine, cel de-a cărui frică stopesc munții împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui putere duhurile necuvântătoarele stihiilor se cutremură pe zic votarele lor, de-a cărui poruncă focul răspătirii nu va trece votarele ce i s-au pus, ci suspinând așteaptă porunca ta, de-a cărui frică toată făptura se chinuiește oftând cu suspinuri negreite și având poruncă să aștepte vremea sa, de care toată firea cea potrivnică a fugit toate vrăjmașului, s-a domolit, diavolul a căzut, șarpele s-a călcat, balaurul s-a strivit, prin care neamurile ce te-au cunoscut s-au luminat și s-au întărit în tine, Doamne, prin care viața s-a arătat, nădejdea s-a întemeiat, credința s-a întărit, Evanghelia s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc s-a înnoit crezând în tine, că cine este ca tine Dumnezeu atotputernic. Pentru aceasta te rugăm, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, cel ce-și mai înainte de veci, mai presus de fire, primește pe aceștia care au venit la tine pentru numele tău cel sfânt și al unui a născut Fiului și al Făcătorului de viață, Duhului Sfânt. Izgonește din sufletele lor toată neputința, toată necredința, tot Duhul necurat, scuturător de sub pământ, din foc nesuferit, oftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, urbat, desfrânat, tot diavolul necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa, Dumnezeule, depărtează de la robii tăi care stau înaintea ta, la cei ce s-au pomenit de la toți bolnavii, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi, depărtează de la dânsii toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura slujiei dolească, căutarea stele, vraja cu mor, vraja cu pasăre, patima desfătării, veția, desfrânarea, mânia, iubire de ceată, neastâmpărare și tot cugetul viclean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, îi suflă întrânsii, Duhul Tău cel pașnic, ca fiind păzit de El, să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, că sunt robe ai Tăi, numele Tău, numele lui Iisus Hristos, crezând în trăimea aceea de ofință și mărturisind-o cu îngeri, arhangeli, domnire mărite și toată oastea cerească. Păzește împreună cu dânsii inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și ție slavă înălțăm, și unii a născut Fiului și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeiasca și Sfânta, mare și înfricoșătoarea și nesuferită numire și chemare face spre izgonirea ta potrivnicii, așiși de reașertare face spre pierderea ta, diavole. Dumnezeul cel Sfânt, cel fără de început, cel nevăzut în ființă și necuprins ca dumnezeire, Împăratul slavei și Stăpânul atoțiitorul, acela te ceartă pe tine, diavole. Te ceartă pe tine, diavole, Domnul care cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ. Domnul puterilor este numele Lui. Și te certe pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu, cuvântul care s-a pogorât din cer, din sânul Tatălui, întruparea ce mai presus de fire și curată din Sfânta Fecioară, te-a alungat din cer și cu totul lepădat, te-a arătat. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care a zis mării, taci, liniștește-te, și prin poruncă îndată s-a liniștit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, ce a slujit și lăudat de mulțimea cetelor de îngeri și de arhangeli, de cheruvimii cei cogmulți și de serafimii cei câte șase aripi, care cu doare se acoperă fețele lor din pricina Dumnezeirii Lui cele nevăzute și necuprinse cu mintea, cu doare se acoperă picioarele lor ca să nu se ardă de slava cea negrăită și de măreția Lui cea necuprinsă și cu doare zboară și umplu cerul de strigarea lor. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava Lui. Să te certe pe tine, diavolii, Domnul, cel ce pe fiica mai marului sinagogii cu cuvântul a înviat-o și pe fiul văduvei din gura morții l-a răpit și mamei lui întreg sănătos l-a dăruit. Și te certe pe tine, diavole, Domnul, cel ce pe Lazar a patra zi, neputret, ca și cum n-ar fi fost mort și nestricat, l-a înviat spre mirarea multora. Și te certe pe tine, diavole, Domnul, care a făcut tine și lumina a dăruit orbului din naștere. Și te certe pe tine, diavole, Domnul, cel ce le-a lovit fiind cu palma, a stricat blestemul și prin împungerea preacuratei sale coaste a depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Să te certe pe tine, diavole, Domnul, care prin scuiparea preacuratului să obraza a șters toată lacrima de la toată fața. Să
De ce te pe tine, diavolii, Domnul care am fiind crucea în pământ spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea ta, diavolii, și a tuturor celor de sub stăpânirea ta? Și te certe pe tine, diavolii, Domnul, la cărui glas pe cruce, care pe teas, care s-a pogorât la iad, și pe morți cei din viață, că i-a slobozit și la sine a chemat, pe care portarii iadului văzându-l s-au înspăimântat și cu astea iaduri ascunzându-se au perit. Și te certe pe tine, diavolii, Domnul cel ce a înviat din morți, Hristos, Dumnezeul nostru, și tuturor a dorit învierea sa. Te certe pe tine, diavolii, Domnul, care s-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta tronului slavei la Părintele Său. Te certe pe tine, diavolii, Domnul, care iarăși va să vină pe norii cerului cu sfinți îngeri, cu putere și cu slavă multă să judece vie și morții. Și pe tine, diavolii, și pe toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să vă arunce în gheiena focului unde vermele nu doarme și focul nu se stinge. Te certe pe tine, diavolii, Domnul, de care toate se tem, că de neînduraci grozavă este mânia lui asupra ta. Te certe pe tine, diavolii, Domnul, care ți-a pregătit spre chinul cel veșnic, focul cel nestinși, vermile cel neadormit și întunericul cel mai adânc. Te certe pe tine, diavolii, însuși Domnul, cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te, cutremură-te, teme-te, depărtează-te. Pieri, fuți, tu care ai căzut din cer și împreună cu tine toate duhurile cele viclene. Duhul cel de noapte, cel de zi, cel la mează zile și cel de seară. Duhul cel de la mezul nopții, Duhul cel ce iese în întâmpinare, te vei usca din ape, dintre căi, din bălți, din râuri, care cu trăieri prin case, prin curți și prin băi, și vatem și schimintea omenească, de grab plecați la făptura ziditorului Hristos Dumnezeu, și vă depărtați de la robirii Dumnezeu care sunt aici, de la cei s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei se roagă de departe împreună cu noi. Depărtați-vă din minte, din suflet, din inimă, din rărung, din simțiri și din toate mădularele lor. Dar robii lui Dumnezeu aceștia să fie cu totul sănătoși, întregi și sloboți, cunoscând pe Stăpânul și Ziditorul tuturor, cel ce cheamă pe toți și le dă lor pecetea înnoirii Dumnezeiescului botez. Dar aceștia să învrednicească de curatele taine ale unui a născut Fiului să se sălășuiască în locul verdeață și fiind păstoriți neîncetat cu toiagul crucii să vină la apa odihnei, să ia plata chemării celei de sus întru tine, Domnul și Dumnezeul nostru, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care ai spăvit neamul omenesc de robia diavolului, izbăvește-și pe robii tăi care stau înaintea ta de toată lucrarea duhurilor celor necurate. Poruncește necuratelor duhuri și viclenilor diavoli să depărteze de la sufletele, de la trupurile robilor Dumnezeu care sunt aici, la cei s-au pomenit, de la toți bolnavii, să nu rămână nici să se ascundă, să fugă pentru numele Tău cel Sfânt și al unui a născut Fiului și al Făcătorului de viață Duhului Sfânt, de la zidirea mâinilor tale, ca fiind curățiți de toată ispitirea diavolului, să vețuiască cu Dios, drept și cu cernic, vrencințe de curatele taine ale unui a născut Fiului, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Cel ce ai certat toate duhurile cele necurate, puterea cuvântului a alungat legiunea de diavol, arată-te și la păptura pe care ai zidit-o după chipul tău, pentru că este asuprită de cel potrivnic, ca fiindilor miluită și curățită, se numere cu turmea cea sfântă a unui a născut Fiului tău, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne, Cel ce ești Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, care ai dat oamenilor și ai supus spre ascultare dobitoacele cele necuvântătoare, tinde, Doamne, mâna Ta cea tare și brațul Tău cel prea înalt și sfânt, și cu cercetare cercetează păpturile Tale acestea, te trimite îngeri de pace, îndreptare, păzitor sufletului și trupului, ca să certe și să izgoiască de la ei pe tot vicleanul și necuratul diavol,
și otrăvirea și farmecele și descrintecele într-un nimic să se prefac și să se stingă cu harul prea Sfântului Duh și cu iubirea de oameni a unuia născut Fiului, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu prea Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, unule născut Fiule și Sfântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta și ai suflat în pețele apostolilor Tăi și ai zis, luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi apostoli, ai dăruit și arhiereilor care slujești cele sfinte în Sfântă Biserica Ta să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Și acum te rugăm pentru robii Tăi care stau înaintea Ta, în cei s-au pomenit pentru toți bolnavi, pentru toți cei ce se roagă de departe împreună cu noi, dă-le lor mila Ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune sufletească au lucrat. Cel ce știe neputință omenească ca un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele cele de voie și cele fără de voie, iartă-le. Tu cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți, slobozește pe robii Tăi aceștia din legătura păcatelor lor, să prea mări prea Sfânt numele Tău împreună cu al Părintelui cel fără de început și cu al prea Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne, bunule și iubitorului de oameni, iar i-ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos în lume, să rupă zapesul greșelilor cel asupra noastră și să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare. Tu, Stăpâne, pe robii Tăi care stau înaintea Ta, pe cei s-au pomenit pe toți bolnavi, pe cei se roagă de departe împreună cu noi, liberează-i cu bunătatea Ta de legătura ce este pusă asupra lor. Să dăruiești și se apropie fără de păcat în toată vremea și în tot locul cu îndrăznire către slava Ta și cu cuget curat să ceară de la Tine mila cea bogată de milostiv și iubitor de oameni. Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să iertăm și să uităm tot ce ne-a greșit cineva, să nu ne mai aducem aminte de greșelile lor, ca și Bunul Dumnezeu să ne ierte pe noi. Domnului să ne rugăm. Mulțumim Ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, Împăratul veacurilor, Stăpătorul bunătăților, care-i stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc. Dăruiește și acum pace robilor Tăi. Rădăcinează întrânși frica Ta și dragostea unul este altul o întărește. Stinge toată vrajba, îndepărtează dintre dânsii toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu ești pacea noastră și slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel dat Sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând, pe oameni mâinile veți spune și binele va fi, și printre înșiși și noi arhiereilor ne este dat acest har, să vă tămăduiască fiilor duhovnicești, de neputința sufletească și putească, să vă dăruiască bisericii sale, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, bine umblând și făcând poruncile lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să învieze Dumnezeu, să risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul,
să piară cu piele fumul, să stopește ceara de la fața focului. Așa să piară diavolul cei fermecători și descântători de la fața robilor lui Dumnezeu care sunt aici, de la cei s-au pomenit, de la toți bolnavi, de la cei se roagă de departe împreună cu noi. Iar robii Dumnezeu aceștia se bucure de Domnul și să se veselească, să fugă, să depărteze de la sufletele, de la trupurile voastre, din calea voastră, din casele voastre, tot vicleanul și necuratul diavol și otrăvirea și farmecele și descântecele într-un nimic să se prefacă și să se stingă prin aceste molitve cu harul preasfântului Duh și prin stropirea cu aceasta presfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să ne primească rugăciunile. Ne vedem și mâine dimineață și mâine seară și poi mâine dimineață și poi mâine seară și în toate zilele să ne întărim duhovnicește, să fim biruitori asupra răului. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.